23 de artiști din Craiova, București, Timișoara, Constanța, Drăgășani și Balș au expus lucrările de pictură pe lemn, pânză, grafică, pastel și acuarele. La vernisaj, galeriile cromatică au fost neîncăpătoare pentru numărul mare de iubitori de artă care au venit să vadă lucrările. Sper să ne gândim frumos la această zi. Să ne gândim că este ziua mamelor, soțiilor, bunicilor, da? Unor femei care fac niște lucruri minunate pentru noi în viața de zi cu zi și este ziua și a dumneavoastră, domnilor, pentru că știți cum se spune, că pe 9 este ziua mucenicilor, este ziua dumneavoastră, că, pentru că până la urmă ziua asta se frumusețează cu dumneavoastră și prin darurile pe care le faceți de ocmatie. Ca în fiecare expoziție, astăzi întâmpinăm și intrarea în gruparea artiștilor plastici a trei membri care pentru prima dată expun și o să le vedeți lucrările pe simeze. 20 de elevi din Craiova și Balș, îndrumați de artistul vizual Daniel Guță, precum și 6 eleve de la Liceul de Arte din Craiova, au expus lucrările ce au avut în centrul atenției tot Ziua Femeii. Vârsta artistică nu are legătură cu vârsta biologică. Dacă ajungi să înțelegi că, într-adevăr, creația nu are vârstă în felul ăsta, într-adevăr, simeza reunește categoria adulților și categoria foarte tinerilor, adică a copiilor. Nu pot să spun decât sunt niște ființe minunate. 4 dintre aceștia s-au oferit să cânte la pian după ce doamna Mariana Montegaza le va amâna diplomele, ca să creeze o atmosferă de festivitate mai accentuată decât discursurile noastre și să fie ceva mai plăcut. Ambele expoziții pot fi vizitate de luni până vineri, între orele 9-16, la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj.